Mai avem de așteptat până să mergem la munte pe autostradă. Potrivit șefei CNAIR, lucrările nu vor putea începe mai devreme de 3 ani. Mariana Ioniță susține că există niște proiecte pentru fluidizarea traficului pe DN1, iar în prezent i-a analizat o ofertă de revizuire a studiului de fezabilitate a proiectului. Șefa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a precizat că a discutat cu actuala conducere și cu fosta conducere a Ministerului Transporturilor despre situația traficului de pe DN1. Este în analiză acum această ofertă, se face analiza ea până încât să ajungem la un contract care să ne permită obținerea unei documentații bune, care să ne ajute să facem o implementare rapidă a execuției lucrărilor. Am mai spus, pentru această autostradă în sine, de la Ploiești până la Brașov, am putea o vedea în execuție după, eu nu cred că mai devreme de 3 ani. Mariana Ioniță a explicat că în zonele cu treceri de pietoni ar trebui gândite pasaje subterane, care să ajute la fluidizarea traficului, iar pentru alte zone va fi analizată posibilitatea introducerii unor benzi reversibile. Am pus în programul meu ca proiect prioritar acest sector de autostradă și fluidizarea la pachet a traficului pe DN1, că nu e normal să întâmple asta. Și e păcat că ani de zile s-au pierdut și nu s-au fructificat. Trebuie să facem ceva în următorul an, în așa fel încât până la începerea execuției lucrărilor, și gândiți-vă că și execuția lucrărilor va crea ambuteiaje și mai multe, că atunci o să fie și transportul de materiale, și deja... Noi trebuie să luăm măsuri de acum pentru fluidizarea traficului, cât mai repede, pe DN1. Ministerul Transporturilor a anunțat la începutul lunii noiembrie că o singură ofertă a fost depusă până la expirarea termenului limită pentru completarea, revizuirea studiului de fezabilitate și elaborarea proiectului tehnic necesar construcției tronsonului de autostradă Ploiești-Brașov, respectiv cea a companiei Consitrans SRL. Iernile nu mai arată ca altădată, temperaturile sunt mai degrabă de primăvară, iar de sărbători rar ne mai putem bucura de zăpadă. Nu a fost însă mereu așa. În 1954 a rămas în istoria României drept anul cu una dintre cele mai friguroase ierni și cu cel mai gros strat de zăpadă. Sunt 66 de ani de atunci, iar fenomenul pare că nu se va mai repeta. Anotimpurile nu mai sunt cum le știam odinioară. Schimbările care au loc în întreaga lume din cauza încălzirii globale au făcut să avem parte iarna de timp cald și frumos, iar primăvara să ne trezim cu ger și zăpadă. Cel mai bun exemplu care ilustrează tendința de creștere a temperaturii este comparația dintre vremea în București în luna februarie a anului 1954 și cea din aceeași lună din 2020. Prima săptămână din februarie 1954, rămasă în istorie drept Marele Viscol, a blocat România. Temperaturile scădeau în București sub -25 de grade Celsius. Stratul de zăpadă ajunsese la 5 metri. Vântul, care a suflat cu viteze record de 126 de km la oră, a format munți de omăt. Tramvaiele au fost îngropate zile la rând în mormane de zăpadă, iar oamenii au ieșit pe străzi să ajute armata la dezăpezire. Luna februarie a anului 2020 a fost total diferită. Temperaturi de până la 20 de grade și o singură nisoare, în urma căreia s-au depus numai mult de 15 cm de zăpadă. Schimbarea este așadar radicală. Sunt 66 de ani distanță și 40 de grade Celsius în plus. Specialiștii spun că adaptarea la schimbările climatice, de care tot oamenii sunt responsabili, este cea mai bună soluție dacă ne dorim ierni frumoase ca odinioară. Restaurantele și cafenelele din județul Ilfov rămân închise în interior. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ca urmare a ratei de incidență de 4,28 la 1000 de locuitori a cazurilor de COVID-19. Alte 7 localități sunt deja în carantină în Ilfov. Comitetul pentru Situații de Urgență Ilfov a decis prelungirea pentru încă 2 săptămâni a măsurii de închidere a restaurantelor și cafenelelor din incinta hotelurilor sau pensiunilor și în interiorul clădirilor, precum și activității sălilor de spectacole și a jocurilor de noroc. Prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență într-un ședință extraordinară s-a prelungit măsura interzicerii activității restaurantelor și cafenelelor la interior, având în vedere că incidența la nivelul județului Ilfov este peste 3 la 1000 de locuitori.
În ceea ce privește cele 7 localități aflate deja în carantină în județul Ilfov, sunt interzise în continuare activitățile teraselor și sunt de asemenea valabile interdicțiile de deplasare. Astfel, părăsirea domiciliului sau a localității se face pe baza declarației pe propria răspundere sau a legitimației de serviciu sau adeverinței de salariat. Cea mai mare rată de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în județul Ilfov s-a înregistrat în localitatea Tunari, de 6,95 la 1000 de locuitori, urmată de Bragadiru cu 6,36 și Corbeanca cu 6,13. Președintele Klaus Iohannis împreună cu soția sa Carmen și-au făcut apariția în public pentru prima dată anul acesta. Șeful statului și prima doamnă au păstrat obiceiul de a merge la biserică, unde au luat parte la slujba de duminică. Municipiul Sibiu a ieșit în urmă cu 2 săptămâni din carantină. Dacă în urmă cu o lună incidența de infectare era de peste 13, în prezent este de 1,41 la 1000 de locuitori. Președintele în exercițiu al Statelor Unite, Donald Trump, este implicat într-un nou scandal de amploare legat tot de rezultatul alegerilor prezidențiale. Acesta a fost înregistrat în timp ce îi cerea guvernatorului statului Georgia să renumere voturile astfel încât să fie găsite aproximativ 11.000 de voturi în favoarea sa. În felul acesta, spera Donald Trump, ar putea fi declarat câștigător în statul Georgia. I just want to find 11,780 votes. Which is one more that we have, because we won the state. So that's the story, fellas. Look, we need only 11,000 votes. We have far more than that as it stands now. Donald Trump s-a lovit însă de opoziția guvernatorului Georgiei, pe care la un moment dat a început să-l amenințe voalat, să-l insulte și să-l acuze că, de fapt, el ar fi fost responsabil pentru pierderea alegerilor în Georgia, un stat în mod tradițional republican. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, you don't have. Not even close. În discuția telefonică de aproximativ o oră pe care Donald Trump a avut-o cu guvernatorul Georgiei, președintele în exercițiu se mai plânge de nereguli cu sistemul de vot. Acuză faptul că i-au fost furate mai multe voturi și că ar fi existat mii depuse în numele unor persoane decedate. În plus, potrivit lui Donald Trump, Partidul Republican ar fi câștigat în toate statele, dar și Senatul și Camera Reprezentanților. We won Georgia easily. We won it by hundreds of thousands of votes, but if you go by basic simple numbers, we won it easily. Înregistrarea a avut însă reacții și în cadrul Partidului Republican din care Donald Trump provine. Mai mulți dintre colegii săi l-au caracterizat drept disperat și corupt, că disprețuiește democrația și au cerut membrilor partidului să nu-l mai susțină. În același timp însă, mai mulți susținători ai lui Donald Trump, printre care și senatorul Ted Cruz, au inițiat o campanie prin care el și alți 10 senatori republicani vor contesta victoria lui Joe Biden în Congresul Statelor Unite. Mandatul de președinte al lui Donald Trump se va încheia pe data de 20 ianuarie. La această oră începe vaccinarea împotriva COVID-19 a personalului medical ce își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Urgență al MEAI, profesor dr. Dimitrie Gerota din București. Procedura se încadrează în prima etapă a campaniei de vaccinare anticovid demarată la nivel național. Colega mea, Bianca Ogarcă, urmărește evenimentul. Bună dimineața, Bianca! Spune-ne cum decurg lucrurile acolo. Bună dimineața! Chiar în aceste momente, cadrele medicale de aici, de la Spitalul Gerota, se pregătesc pentru a fi vaccinate. Vorbim atât de medici, cât și de asistenți medicali ce se vor vaccina. De altfel, în această primă etapă a campaniei de vaccinare, pentru că știm foarte bine că în această etapă au prioritate la imunizare medicii și asistenții medicali. De altfel, foarte important de menționat este faptul că începând de astăzi se deschid toate centrele de vaccinare din țară. Vorbim de numai puțin de 376 de centre de vaccinare, iar încă de ieri au început să fie distribuite către aceste centre numai puțin de 30.000 de doze de vaccin. De altfel, susținea faptul coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, faptul că începând de astăzi ne putem aștepta ca aproximativ 20.000 de persoane să fie imunizate în fiecare zi.
Păreri împărțite între medicii de la Matei Balt și Ministrul Sănătății. În timp ce cadrele medicale avertizează că în țara noastră ar fi ajuns noua tulpină de coronavirus cu 70% mai contagioasă, Ministrul Sănătății contrazice specialiștii. Susține că noul coronavirus nu poate fi depistat. Gabriela Mihai are toate datele despre această dispută și vine cu ultimele informații. Gabi, bună dimineața! Bună dimineața! Medicii din cadrul Institutului Matei Balș au anunțat că în urma a două teste au fost găsite reacții diferite, teste făcute în laboratorul de genetică al Institutului Matei Balș, și vorbim despre reacții diferite față de cele care erau cunoscute până acum în cazul COVID-19. Tocmai de aceea susțin medicii din cadrul Institutului Matei Balș că ar putea fi vorba despre noua tulpină de COVID-19 venită din Marea Britanie. Însă, deocamdată, rezultatele testelor nu sunt concludente. Tocmai de aceea se vor face mai multe teste pentru a vedea cu exactitate dacă este vorba despre noua tulpină venită din Marea Britanie sau dacă este vorba despre o altă tulpină sau dacă nu au nicio confirmare. Cert este însă că specialiștii au tras o primă concluzie și sunt de părere că ar putea fi vorba despre noua tulpină a COVID-19 dezvoltată în Marea Britanie, despre care știm că este mult mai contagioasă decât virusul despre care știam până acum. Pe de altă parte, nu a întârziat să apară o reacție a Ministerului Sănătății, iar Ministrul Sănătății susține că deocamdată nu există rezultate concludente, prin urmare nu poate fi vorba despre noua tulpină găsită în Marea Britanie. Rămâne însă de văzut ce concluzii vor veni din cadrul laboratorului Institutului Matei Balș și acolo unde continuă testele pentru a vedea cu exactitate. Cert este însă că vorbim despre rezultate cu reacții diferite față de cele pe care le știau până acum specialiștii din țara noastră. Prima decizie a României în cazul tulpinii britanice de COVID-19. Toți cei care vin din Regatul Unit sunt obligați să prezinte un test negativ făcut cu cel mult 48 de ore înainte sau să intre în carantină. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista galbenă a statelor cu și a zonelor cu risc epidemiologic ridicat, iar printre ele se află așadar și Marea Britanie. Practic, Bucureștiul a decis reluarea legăturilor, inclusiv a zborurilor cu Regatul Unit, dar cu măsuri drastice. Compania Națională Tarom a anunțat însă că suspendă temporar zborurile spre și dinspre Marea Britanie de astăzi. Zborurile cu Marea Britanie pot fi reluate de astăzi, doar că cei care vin de acolo trebuie să intre în carantină, ori să aibă un test negativ la COVID-19 făcut cu cel mult 48 de ore înainte să intre în România. Este prima decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pentru prevenirea răspândirii noii tulpini de coronavirus și la noi. Virusul mutant este de 70 de ori mai contagios și poate provoca forme și mai severe ale bolii COVID-19, conform experților internaționali. Să luăm decizia în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență de revenire a zborurilor, dar cei care vor să vină în România test în ultimele 48 de ore și intră în carantină obligatorie 14 zile, cu mici excepții care sunt prevăzute în hotărârea CNSU. Iar excepțiile de la măsura carantinei pentru cei care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se aplică pentru șoferii care asigură transportul de marfă de peste 2,4 tone, pentru piloții de aeronave și pentru personalul navigant, în cazul persoanelor aflate în tranzit sau al misiunilor diplomatice. Între timp, compania Tarom a anunțat că timp de două zile suspendă zborurile de pe aeroporturile din România spre și dinspre Marea Britanie. Măsura duce la anularea zborului de azi București-Londra și retur. Toți pasagerii care au bilete pentru cursa anulată vor putea zbura mâine, potrivit companiei Tarom. Documentul adoptat ieri de oficialii de la București include și lista actualizată a țărilor pentru care se impune carantina la sosirea în România. Aici, pe lângă Marea Britanie, intră și alte 42 de state, majoritatea din Europa, printre care Germania, Olanda, Austria, Ungaria sau Republica Moldova.
Italia a fost reintrodusă și ea pe lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Statele Unite ale Americii și Israelul se află de asemenea tot în zona galbenă. Potrivit șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, România nu poate evita apariția noii tulpini de coronavirus. E deja prezentă în mai multe țări, România nu este izolată de lume, așa că sosirea tulpinii noi în România la un moment și răspândirea ei, cred că e o chestie de timp. Putem temporiza, putem limita cu măsurile care le luăm, cu carantinarea celor care vin din Marea Britanie. Redeschiderea școlilor nu este condiționată de vaccinarea profesorilor. O spune coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghiță. Acesta afirmă că personalul din învățământ este prioritizat, având în vedere că deservește o activitate esențială. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 spune că deschiderea școlilor pentru cursuri față în față nu va fi condiționată de vaccinarea cadrelor didactice. Există însă o prioritizare a categoriilor de populație, iar aici intră și profesorii. Cu siguranță, cadrele didactice și personalul din învățământ este prioritizat pentru că deservește realmente o activitate esențială, extrem de importantă pentru societate și pentru sistemul educațional din țara noastră și cu siguranță va avea prioritate la vaccinare, dar deschiderea școlilor nu este condiționată de vaccinare. Anunțul medicului Valeriu Gheorghiță a venit la scurt timp după un altul făcut de noul ministru al educației. Sorin Câmpeanu susține că data reînceperii cursurilor după vacanța de iarnă, 11 ianuarie, din calendarul anului școlar actual, este un termen mult prea scurt pentru a fi redeschise fizic școlile. Pe 11 ianuarie mi se pare mult prea scurt. Pe 11 ianuarie este termenul dintr-un calendar care a fost construit în urmă cu multe luni de zile. Ministerul Educației instituțional își dorește redeschiderea cât mai grabnică a școlilor, în măsura în care situația epidemiologică o va permite. De asemenea, revenirea la școală se va face ținând seama și de ceea ce vor face celelalte state care se confruntă cu aceeași problemă. Este posibil ca planul ministrului Câmpeanu să fie de a redeschide școlile pe data de 8 februarie, potrivit mass media. Și asta deoarece din 8 februarie începe semestrul al doilea al anului școlar în curs. Până atunci, elevii ar urma așadar să învețe tot online. Raed Arafat exclude posibilitatea instaurării unui nou lockdown după aceste sărbători. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a precizat însă că restricții locale pot fi instituite acolo unde este nevoie. Arafat a dat exemplul județului Timiș, acolo unde măsurile locale au dus la scăderea numărului de cazuri din Timișoara. Cel mai important lucru este păstrarea măsurilor de siguranță mai departe, mască, distanțarea, mobilitatea limitată și contactele limitate și să nu intrăm în zonele aglomerate, iar pe partea cealaltă, cine vine rândul, vaccinarea. Faptul că a început vaccinarea nu înseamnă niciun caz că nu mai purtăm mască, nu mai respectăm regulile pentru că a început vaccinarea. Vaccinarea va merge paralel cu aceste măsuri încă o perioadă de timp. Măsuri de lockdown generalizate nu sunt în vizorul nostru. Măsuri localizate, cum am luat până acum, și acum avem un număr de localități care sunt sub carantină. Deci astfel de măsuri, da, pot fi luate dacă în unele zone crește numărul cazurilor peste un anumit procent. Măsurile de carantină luate pe localitățile respective, acolo unde s-a aplicat corect măsura respectivă, poate că a limitat totuși mișcarea și s-au mișcat numai persoanele care într-adevăr au treaba. Aceeași situație a fost în Timișoara. Am carantinat localitățile din jurul Timișoarei, unde oamenii merg să doarmă acolo și totuși impactul pe Timișoara a fost să scadă foarte serios incidență, inclusiv în zonele respective carantinate, dar și în Timișoara. Și a scăzut incidența în Timișoara, a continuat să scadă. Timișoara n-a trebuit să fie carantinată. Depinde inclusiv cum se aplică regula carantinării, dacă este aplicată corect, dacă lumea o respectă, dacă nu o respectă. Că dacă faci carantină și după care o parte din oameni nu respectă carantina respectivă și totuși fac ce vor să facă în mod normal, chiar în lipsă carantinei, atunci e clar că măsura respectivă, impactul ei devine unul limitat. A fost scandal de proporții într-o parcare cuplată din stațiunea Montană Rânca. Bariera de la ieșire s-a defectat, iar angajatul parcării nu-i mai lasă pe oameni să treacă. Enervați la culme, șoferii au început să ridice bariera de unii singuri și să se certe cu paznicul.
Potrivit regulamentului, șoferii aveau 10 minute la dispoziție să iasă din parcare după ce au plătit taxa. Numai că, din cauza aglomerației, mulți nu s-au încadrat în timp și au fost nevoiți să mai plătească un tichet. La un moment dat, peste 200 de mașini așteptau să iasă din parcarea respectivă. Sunt șoferi care susțin că au așteptat chiar și 2 ore. Petrecere cu sfârșit tragic în județul Prahova. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un tânăr care se afla cu mai mulți prieteni la o petrecere în comuna prahoveană Dumbrava a fost înjunghiat mortal. Tinerii s-au luat la ceartă întoi o distracție, iar disputa a degenerat rapid. Unul dintre cei implicați în altercație a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe tânărul în vârstă de 22 de ani. Martorii oculari au sunat imediat la ambulanță, dar din nefericire, victima a murit în drum spre spital. Principalul suspect a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de omor. Un bărbat din Maramureș este cercetat penal după ce a ascultat muzică cu volumul dat la maximum. Tânărul este din comuna Moisei. Acesta a amenințat cu moartea ofițerii chemați de vecinii deranjați de zgomotul infernal. La vederea polițiștilor, maramureșanul a devenit deosebit de agresiv. Individul a fost imobilizat și dus la sediul poliției. Acum este cercetat pentru ultraj. Un român din 5 este deranjat de zgomotul făcut de vecini, potrivit unei statistici Eurostat. Românii sunt pe locul 7 în topul european și stau mai prost cu nervii în comparație cu ungarii și bulgarii, dar mai bine decât olandezii și germani. Vă par cunoscute aceste imagini? Ei bine, nu sunteți singura persoană deranjată de bormașina vecinului. România se află pe locul 7 în topul european al celor deranjați de zgomotul provocat de vecini. Datele arată că un român din 5 este deranjat de gălăgia din jurul casei. În mare parte, românii se plâng de vecinii care fac lucrări de renovare sau de reparație în casă, care fac zgomot în cea mai mare parte a zilei. Potrivit Eurostat, cei mai deranjați de vecini sunt maltezii, olandezii și germanii. Aproximativ 30% din populația acestor țări spune că zgomotul făcut de vecini este enervant și deranjant. Se pare că cei cu nervii de fier sunt oamenii din Ungaria sau Bulgaria. Aici, procentul de locuitori deranjați de vecini nu trece de 19. Dar cel mai mult se plâng oamenii care trăiesc în mediul urban. De fapt, ei sunt cei care dezaprobă ferm să fie deranjați de vecini. Partea bună este că prea puțin dintre cei care trăiesc la țară au probleme cu vecinii. Acolo, sunetul naturii este cel care alină viața oamenilor. Aterizare de urgență a unui avion al companiei Turkish Airlines după ce acesta a intrat în coliziune cu un stol de păsări la scurt timp după decolare. Avionul de transport tocmai ce decolase de pe aeroportul din Istanbul cu destinația Kazakhstan. La scurt timp, pilotul a cerut aprobare pentru aterizare de urgență întrucât se ciocnise cu un stol de păsări. Piloții au survolat cerul minute în șir pentru a descărca din combustibil. După aterizare, au observat că avionul lor suferise pagube în aproape toate secțiunile frontale. Coliziunile dintre avioane și stolurile de păsări sunt un fenomen relativ frecvent, însă de multe ori creează pagube importante aparatelor de zbor. Doi practicanți ai sporturilor extreme au generat panică în rândul clienților unui hotel cu 25 de etaje din orașul american Nashville. Fără niciun avertisment, cei doi au mers pe terasă echipați cu parașute și au sărit în gol sub privirile tuturor celor de față. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Cei doi au sărit de pe acoperișul unui hotel unde se afla și un bar. Potrivit martorilor oculari, cei doi parașutiști au aterizat într-o parcare din apropiere, după care s-au urcat într-o mașină și au plecat rapid. Poliția n-a aflat deocamdată identitatea parașutiștilor și nici de ce au vrut să iasă în evidență. Reprezentanții hotelului de pe acoperișul căruia a fost făcută săritura au condamnat gestul celor doi bărbați și au declarat că nu li se va mai permite niciodată accesul în clădire. Genul acesta de sărituri face parte din așa numitul base jumping, un sport extrem ai cărui iubitori sar și de pe stânci înalte sau poduri. Patriarhia anunță reguli speciale pentru bobotează. Nu vor mai exista vase mari pentru aghiasmă, ci va fi împărțită direct în sticle credincioșilor miercuri, începând cu ora 7 dimineața. Aceștia vor avansa pe un culoar bine marcat, păstrând în mers distanța de 1,5 metri și purtând mască de protecție. Mai multe detalii primim chiar acum în direct de la domnul Florin Petre, preot diacon la Patriarhia Română. Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenție și la mulți ani! Bună dimineața, la mulți ani și vă mulțumim că ne oferiți ocazia să vorbim un pic despre praznicul botezului Domnului. Corect, asta voiam să discutăm puțin despre reguli. Ce alte reguli ați mai pregătit așadar pentru credincioși pentru a preveni cumva îmbulzelile din alți ani?
Așa cum spuneați și dumneavoastră la începutul intervenției noastre, anul acesta, ținând cont de contextul acesta al pandemiei, pentru a se evita aglomerarea credincioșilor la distribuirea apei sfințite sau aghiazmei celei mari, nu vor mai exista acele vase mari cu apă ca în anii precedenți, ci credincioșii vor primi aghiazma cea mare deja îmbuteliată în sticle de un litru. Bineînțeles, toate evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală, prilejite de această mare sărbătoare a creștinătății, se vor desfășura în cele două zile, în ziua de 5 ianuarie 2021, deci în ajunul praznicului botezului Domnului, în ziua de marți, când va avea loc și slujba Sfințirii Mari a apei, atât în Catedrala Patriarhală, cât și în altarul de vară, unde vor fi îmbuteliate aceste sticle ce vor fi distribuite credincioșilor. Iar în ziua de miercuri, 6 ianuarie, în intervalul 9:30-12, va fi săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în interiorul Catedralei Patriarhale, bineînțeles, respectându-se toate normele sanitare în vigoare, impuse de către autorități și de această pandemie. Și tot în acest interval, practic în intervalul 7 dimineața, când vor începe să fie distribuite sticlele cu aghiazmă până la ora 14, accesul credincioșilor spre Catedrala Patriarhală se va realiza doar dinspre Piața Unirii, iar accesul dinspre strada 11 iunie va fi restricționat. Practic, pe acest traseu va fi permisă doar coborârea dinspre Catedrală pentru cei care vor fi deja primit sticlele cu aghiazmă. Există restricții privind la număr limitat de participanți la acest la această sărbătoare? Bineînțeles, în Catedrala Patriarhală, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie, după cum vă spuneam, respectarea distanței de 2 metri, practic 4 metri pătrați, 2 metri în fiecare parte a fiecarei persoane, afară, în piațeta Catedralei Patriarhale, deci pe dealul Patriarhiei, oamenii vor auzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, păstrând distanța aceasta impusă de autorități de 1,5 metri, bineînțeles purtând mască de protecție și toate celelalte. În rest, după cum ați spus și dumneavoastră, vor fi niște culoare de acces pe dealul Patriarhiei, da, dinspre Piața Unirii, iar oamenii, ca și la sărbătoarea Sfântului Dimitrie, de exemplu, vor păstra această distanță de 1,5 metri în mers pentru a avea acces cât mai facil și a încerca să nu avem niciun fel de aglomerare a credincioșilor. Ați pregătit suficiente sticle pentru a-i calma pe credincioși și că va ajunge la toată lumea până la urmă, mă gândesc. Bineînțeles, bineînțeles, sunt câteva mii bune de sticle cu apă sfințită, deci nu este nicio problemă din acest punct de vedere. Da. Mulțumim foarte frumos pentru aceste detalii. Așadar, a fost domnul Florin Petre, preot diacon la Patriarhia Română. Continuăm știrile. Grecia s-a alăturat celor câteva zeci de state în care până acum a fost depistată noua tulpină de SARS-CoV-2, considerată mult mai contagioasă decât cea originală din China. Autoritățile de la Atena au găsit câteva cazuri în rândul unor persoane care au călătorit recent în Regatul Unit și s-au întors în țară. Noua tulpină a fost raportată în cel puțin 33 de state până acum. Autoritățile de la Atena au raportat până acum 6 cazuri de infectare cu noua tulpină. 5 dintre acestea au fost depistate la cetățeni greci, iar unul la un cetățean din Marea Britanie. Cu toții au fost trimiși la un hotel destinat persoanelor carantinate. Depistarea cazurilor a coincis cu o prelungire a restricțiilor în Grecia. Inițial, acestea ar fi trebuit ridicate pe 7 ianuarie, însă au fost prelungite până pe 11 ianuarie. Autoritățile au precizat însă că măsura este una preventivă și că speră să fie ultima prelungire. Unele măsuri fuseseră relaxate cu ocazia Crăciunului, însă acum grecii nu mai au voie să facă decât deplasări. În plus, sunt obligați să poarte măști în toate spațiile.
Grecia a început vaccinarea încă de săptămâna trecută. Unul dintre cei cărora le-a fost deja administrat serul este premierul Kyriakos Mitsotakis. Până la această oră, Atena a raportat peste 140.000 de infectări, una dintre cele mai mici cifre din Europa. A anunțat de asemenea și aproape 5.000 de decese. Noua tulpină de coronavirus, considerată mult mai contagioasă decât cele de până acum, a fost raportată pentru prima dată de guvernul britanic în decembrie. Însă, potrivit unui studiu recent făcut de Imperial College, virusul mutant s-a răspândit la un număr mare de britanici încă din luna noiembrie. De atunci, noua tulpină a ajuns în cel puțin alte 33 de țări, precum Franța, Danemarca, Suedia, Taiwan, Statele Unite sau India. După o săptămână de la startul campaniei de vaccinare, rata de imunizare a cadrelor medicale a fost în jur de 2000 de persoane pe zi, în condițiile în care ținta declarată era stabilită la o medie de 20.000 de vaccinări pe zi. De astăzi, autoritățile vor să accelereze lucrurile, astfel că se va face imunizare în peste 300 de centre din România. Colega mea Bianca Ogarcă știe mai multe. Bianca, bună ziua! Spune-ne cum decurge procesul. Bun găsit! Începând de astăzi se deschid toate centrele de vaccinare din țară unde vor fi imunizate cadrele medicale în această perioadă. Vorbim de numai puțin de 376 de unități sanitare în care vor fi vaccinați medici de familie, medici stomatologi, farmaciști, studenți la farmacie, dar și angajați ai direcției de sănătate publică. De altfel, încă de ieri au început să fie distribuite în aceste centre de vaccinare peste 30.000 de doze de vaccin. Ei bine, autoritățile susțin faptul că speră, mai bine zis, ca de astăzi să fie imunizate aproximativ 20.000 de cadre medicale pe zi, însă rămâne de văzut cum va decurge acest proces. Dacă este să ne uităm pe cifre, în ultimele 24 de ore au fost vaccinate 354 de cadre medicale, iar dacă facem un total, în aceste prime 8 zile de la debutul campaniei de vaccinare, aproximativ 14.000 de medici și asistenți medicali au fost vaccinați. De altfel, medicii susțin că sunt și explicații în acest sens. Mai exact, ultimele zile au fost zile libere, zile de concedii, însă sunt și medici nemulțumiți. Aceștia susțin că au fost programați să primească serul, însă au fost anunțați de faptul că nu a mai existat vaccin în ziua în care au fost programați pentru a se imuniza, fie că nu au funcționat toate centrele de vaccinare. Trebuie să ajungem la astfel de cifre, pentru că în alte condiții această campanie de vaccinare va eșua. Era normal să apară totuși anumite disfuncționalități din mai multe considerente. În primul rând că această campanie de vaccinare a demutat într-o perioadă de sărbători între Crăciun și Anul Nou, când multă lume și multe cadre medicale nu au fost în spitale pentru a putea fi vaccinate, atunci când va fi vaccinată populația generală, pentru că, dacă vreți, acela reprezintă testul suprem al acestei campanii de vaccinare, vaccinarea populației generale, să avem toată logistica pregătită. Astăzi a început și imunizarea personalului medical ce își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Urgență al Ministerului de Interne. Prima persoană care a primit serul anticovid este o doctoriță de terapie intensivă care a avut infecția la începutul pandemiei, fiind atunci în stare gravă și reușind în cele din urmă să învingă boala. Probabil toți, încă din perioada când eram aici în carantină, am sperat că într-o zi vaccinul acesta va fi gata. Lucru care s-a întâmplat și ați observat că m-am și vaccinat.
probabil că are aceeași situație și vaccinul anticovid ca și celelalte vaccinuri. Nu totdeauna vor fi sceptici sau vor fi persoane care nu se vor vaccina. Faptul că din colectivul nostru peste 70% și-au declarat intenția de a se vaccina, înseamnă că noi avem încredere și speranță că vom reuși să punem capăt acestei epidemii. Alida Moise, medicul de la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitală, care în primăvară a fost în stare gravă din cauza COVID-19, a fost prima pe listă. Lista de programări este plină, se vor vaccina 65 de persoane și la fel în zilele următoare. Capacitatea momentană este de 65 pe zi. În funcție de momentele în care vom căpăta experiență, va crește această capacitate. 10 de cadre medicale de la Spitalul Gerota au avut COVID-19. Primele cazuri au pornit de la un fost angajat al MEAI, care a fost internat acolo pe 5 martie 2020. Bărbatul a fost în Israel într-o excursie de 10 zile și s-a întors în 26 februarie. S-a simțit rău și s-a internat la spitalul cu regim special pentru polițiști. A negat când a fost întrebat de medici dacă a călătorit în străinătate. Vin noi date de la Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsoare și vânt pentru mai multe zone din țară, mai ales în zona Carpaților Meridional și la peste 1700 de metri va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă. Ne spune mai multe Mihai Timu, meteorolog de serviciu ANM. Bună ziua, ce date aveți? Să rămână într-adevăr, în această dimineață Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu care va intra în vigoare din această seară de la ora 18 și este valabil până mâine dimineață la ora 8. Acesta vizează viscol puternic și ninsori abundente în Carpații Meridional la peste 1700 de metri. Practic vorbim de județele care au zona montană înaltă, cum spuneam, județele Gorj, Vâlcea, de asemenea Argeș, Prahova, Dâmbovița. Aici ne așteptăm la astfel de fenomene pentru că pe crestele Carpaților Meridionali va ninge abundent, iar vântul va sufla tare cu rafale de peste 80-110 km la oră, prin urmare viscolind puternic și troienind zăpada, dar și determinând scăderea vizibilității chiar și sub 50 de metri. De asemenea, mai avem un cod galben pentru vestul și nordul Munteniei, nordul Olteniei, nordul Munteniei și sudul Banatului, dar din nou și zona Carpaților Meridionali și de curbură, pentru că aici acest cod intră în vigoare din această după amiază de la ora 14 și este valabil tot mâine dimineață la ora 8. În aceste zone ne așteptăm să se strângă cantități de apă, pentru că va ploua aici, ne așteptăm să se strângă cantități de apă destul de însemnate, local 25-35 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Dar la munte, cum spuneam, să fie precipitații amestecate, mai puțin la altitudini de peste 1700 de metri, unde, cum spuneam, să predomine ninsorile, se depună un strat de zăpadă mai consistent. Ne așteptăm în aceste zone și la viteze la rafală undeva în general între 60 și 80 de km la oră, iar în zonele joase, din sudul, estul și centrul țării, viteze de până la 45-55 de km la oră. Ce ne puteți spune despre vremea din capitală? Și în capitală va ploua, capitala nu este în cod, pentru că aici nu ne așteptăm la cantități așa de mari, totuși estimăm să plouă slab în această după amiază și seară și moderat cantitativ în noaptea care urmează, adică undeva să se strângă în jur de 10 litri pe metru pătrat, dar și aici o să resimțim o intensificare a vântului, viteze la rafală în general de 40-45 de km la oră în noaptea care urmează, dar și mâine după amiază. Însă chiar și așa, regimul termic rămâne unul plăcut în zona capitalei, cu mult peste ceea ce ar trebui să se înregistreze în mod normal. De exemplu, astăzi așteptăm o maximă de 13-14 grade, iar mâine dimineață 7-8 grade cu plus în loc unor valori de minus 3-4 grade, ceea ce ar fi fost mai potrivit pentru data din calendar. Dispută între președintele în exercițiu Donald Trump și renumitul medic american Anthony Fauci pe tema numărului de decese și infectări din întreaga lume. Donald Trump consideră că cifrele raportate de autoritățile medicale sunt exagerate, în timp ce doctorul Fauci, principalul specialist în boli infecțioase de peste ocean, spune ferm că sunt reale. Afirmațiile lui Trump vin într-un context în care de aproximativ o lună Statele Unite se confruntă cu o rată record de infectări.
Numărul de cazuri și decese cauzate de virusul chinezesc este mult exagerat în Statele Unite, din cauza metodei ridicole de determinare a Centrului pentru Prevenirea și Controlului Bolilor, comparativ cu cea a altor țări, multe dintre care raportează în mod intenționat foarte inexact și scăzut, a scris președintele în exercițiu Donald Trump pe contul său de Twitter. Ulterior s-a plâns că medicul Anthony Fauci lucrează pentru administrația sa, dar că în ciuda acestui lucru nu recunoaște și meritele oficialilor. Nu de aceeași părere a fost și Anthony Fauci. Directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase spune că cifrele sunt cât se poate de reale. The deaths are real deaths. I mean, all you need to do is to go out into the trenches, go to the hospitals, see what the healthcare workers are dealing with. Hospital beds are stretched, people are running out of beds, running out of trained personnel who are exhausted right now. That's real, that's not fake. Acestea nu au fost primele opinii contradictorii dintre Trump și medicul Fauci. În trecut, administrația Trump a criticat multe dintre recomandările medicului. Una dintre acestea a fost cea legată de purtarea măștilor de protecție. În cele din urmă, doctorul Fauci a fost exclus și de la conferințele de presă susținute de Donald Trump pe tema epidemiei de coronavirus și de la întâlnirile administrației Trump pe tema măsurilor medicale. Disputele dintre cei doi oficiali vin în contextul în care Statele Unite ale Americii raportează între 200.000 și 240.000 de infectări pe zi și între 2.000 și 4.000 de decese pe zi. Elevii vor să revină în școală mai devreme de 8 februarie, așa cum a lăsat de înțeles noul ministru al educației. Ei cer ca unitățile de învățământ să fie redeschise în localitățile unde rata de infectare cu noul coronavirus este de sub 3 la mie. Și asta mai ales că se apropie și examenele naționale. Cum s-ar putea întâmpla legal asta, aflăm de la secretarul executiv al Consiliului Național al Elevilor, Silviu Morcan. Bun găsit, mulțumesc pentru intervenție! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, care sunt șansele reale de deschidere a acestor unități de învățământ înainte de luna februarie, acolo unde incidența a scăzut? Șansele, din păcate, sunt minime, pentru că vedem în spațiul public că se tot vehiculează poziția ministerului prin care școlile să rămână închise pe toată durata acestei luni, mai ales pentru că numărul de cazuri este încă crescut. Însă noi am semnalat acest lucru încă de la bun început, de când s-a decis ca toate școlile să se închidă, pentru că nu este normal ca în localitățile unde incidența de cazuri este minimă, sunt localități unde chiar nu s-au înregistrat cazuri de luni de zile, școala efectiv să rămână închisă, mai ales în condițiile în care mulți elevi încă nu au acces la educație, pentru că nu dispun de infrastructura digitală necesară. Ați făcut ceva de mersuri în acest sens sau urmează să faceți ceva de mersuri? Da, suntem în dialog permanent cu Ministerul Educației și încercăm să le expunem poziția noastră, pentru că primim semnale din teritoriu de la colegii noștri că orele online nu sunt atât de bune pentru ei, pentru că nu îi ajută cu adevărat în parcursul educațional, mai ales în condițiile în care din martie și până acum autoritățile nu au putut să asigure educația pentru toată lumea în condițiile în care aproape 1 milion de elevi nu au acces la internet sau la infrastructura digitală. Cât de mult i-a afectat pe elevi, practic, această perioadă de când sunt închise școlile? Mai ales că urmează și examenele naționale. Da, clar, i-a afectat foarte mult, pentru că sunt mulți elevi care nu au reușit să parcurgă materia, sunt elevi care nu își vor putea încheia mediile pentru că nu au suficiente note, fie pentru că nu au reușit să intre la orele online. Sunt profesori de asemenea care au refuzat să intre la orele online din vari motive și atunci nu putem vorbi de un act de calitate în adevăratul sens al cuvântului. Deci, da, lipsurile sunt și se vor regăsi, din păcate se vor vedea la examenele naționale și la rata de promovabilitate, pentru că sunt efectele directe ale unei situații improvizate, dacă e să spunem așa. Da, mulțumesc foarte frumos pentru aceste informații. Continuăm știrile. Au apărut și primele nemulțumiri legate de organizarea campaniei de vaccinare. Sunt medici care spun că s-au programat pentru a primi serul, dar fie au fost anunțați că nu mai există vaccin, fie că încă nu sunt funcționale toate centrele. Ritmul zilnic al imunizării este mult mai lent decât în alte țări. DSP-urile sunt arătate din nou cu degetul. În direct cu noi este chiar acum prin Skype medicul Gindrovel Dumitra, președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale a Medicilor de Familie. Bun găsit și mulțumim pentru intervenție! Bună ziua! Așadar, cum comentați acest început de campanie? Vă rog! E un început de campanie, o campanie care se desfășoară în acest moment în centre care acum au fost formate. Deci, ca orice început, din punctul meu de vedere, există destul de multe argumente pentru ca, să zicem, toate lucrurile să nu fie unse.
Ceea ce este foarte important este faptul că această campanie a început, că medicii și personalul medical au acces în acest moment la centre de vaccinare și trebuie să spun că până în această perioadă au funcționat un număr mai mic de centre. Începând de astăzi, funcționează aproximativ 300 centre din cele aproape 900 câte se vor deschide până la sfârșitul lunii, atunci când vom trece practic la vaccinarea grupelor la risc. În acest moment, astăzi și mâine, mă aștept ca numărul persoanelor care se vaccinează să fie foarte mare. Eu însumi m-am vaccinat astăzi și împreună cu echipa cabinetului meu, dar este adevărat că am primit destul de multe mesaje din anumite județe în care colegii care erau programați au fost refuzați la vaccinare, ceea ce din punctul meu de vedere este inacceptabil. Vom încerca să transmitem către autorități aceste aspecte și sperăm să nu se mai întâmple. Pentru că programarea la vaccinare trebuie să fie sfântă. Câte vreme a existat un instrument și anume există acest program pentru a efectua aceste programări online, în momentul în care un medic se programează, își lase cabinetul pacienții la ușă și merge ca să se vaccineze pentru a se proteja pe sine și a-i proteja și pe ceilalți. Iar să primești un refuz, asta, din punctul meu de vedere, nu poate fi în regulă. Unde credeți că s-a greșit până la urmă? Deci eu știu cum s-a derulat la mine în județ și lucrurile au mers destul de bine. Undeva acum o săptămână, fix acum o săptămână luni, în momentul în care a fost deschisă platforma de programare, în același timp am primit de la Direcția Sate Publică un e-mail în care eram informați în ceea ce privește arondarea tuturor cabinetelor medicale, atât de medicin de familie cât și din ambulatoriu, cabinetele stomatologilor, farmacie și așa mai departe, către centrele de vaccinare. Astfel încât eu am putut să mă programez la centrul de vaccinare care mi era alocat. Iar că în acest fel am putut ca să primesc vaccinul astăzi, la data la care m-am programat, fără niciun fel de problemă. În schimb, există județe care nu au transmis către unitățile sanitare din județele respective această programare. Din punctul meu de vedere, aici a fost hiba, pentru că trebuiau să fie centre dedicate tuturor personal medical care funcționează la ambulatorii de specialitate. Acest aspect trebuie remediat cât mai repede. Practic, trebuie respectate programările care deja există și insist asupra acestui aspect, ca acolo unde sunt făcute programări online, acestea să fie respectate cu sfințenie, iar mai departe, Direcția Sate Publică să transmită repartiția corectă către colegii mei, medici din ambulatoriu, astfel încât să putem să primim vaccinul în cel mai scurt timp. Este foarte important ca tot personalul medical să fie vaccinat în această perioadă, nu doar anumite categorii. Și, practic, această limitare va duce la întârzieri. Din punctul meu de vedere, repet, orice persoană care dorește acum să vaccineze, să se vaccineze în cel mai scurt timp. Cum ar trebui rezolvate, practic, aceste sincope și în cât timp credeți că vom ajunge la acea țintă a campaniei de 20.000 de vaccinări pe zi? Eu sper că astăzi sau mâine să atingem această țintă. Pentru că, repet, astăzi sunt înregistrați în softurile, în programul respectiv, aproape 90.000 de persoane din rândul cadrelor medicale și medico-sanitare. Părerea mea este că în următoarele 3, 4, 5 zile va trebui să atingem această țintă de 20.000 pe zi, iar în momentul în care se vor deschide și celelalte centre, așa zisele centre de vaccinare comunitare, în acel moment cifra poate să ajungă la 70-80.000 de persoane pe zi, fără niciun fel de problemă. Ce le recomandați medicilor? Să fie medici, în primul rând. Efectiv, în această perioadă, cu toții medicii, personal medical, am traversat momente cât se poate de delicate. Am văzut ce înseamnă această boală. Am trăit împreună cu pacienții noștri toate problemele pe care le-au întâmpinat, de la carantină, de la izolare, de la momentul în care fiecare dintre ei au primit diagnosticul la un moment dat. Toate aceste trăiri care s-au întâmplat în timpul perioadei acesteia au fost parte din viața noastră de până acum. Mulți dintre colegii mei s-au îmbolnăvit, sau unii dintre ei s-au intrat în spital, alții și-au pierdut viața. E un tribut mult prea mare pentru această pandemie. În acest moment avem la dispoziție un instrument prin care putem să împiedicăm atât îmbolnăvirile, cât mai ales decesele. Și, bineînțeles, răspândirea acestei boli. Acest instrument pe care îl avem, poate că nu o fi el perfect, dar e cel mai bun lucru pe care putem face. Nu există altă soluție. Toate informațiile care circulă în acest moment pe rețele de socializare și care aduc informații false legate de acest vaccin ar trebui să fie foarte bine înțelese de către colegii mei medici, în primul rând, și de personal sanitar,
pentru că discutăm despre un instrument care a fost validat din punct de vedere științific de către autoritățile de reglementare, atât din Marea Britanie, atât din America, din Canada, cât și la nivelul Uniunii Europene. Astăzi a început și imunizarea personalului medical ce își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Urgență al Ministerului de Interne. Prima persoană care a primit serul anticovid este o doctoriță de terapie intensivă care a avut infecția la începutul pandemiei, fiind atunci în stare gravă și reușind în cele din urmă să învingă boala. Probabil toți, încă din perioada când eram aici în carantină, am sperat că într-o zi vaccinul acesta va fi gata, lucru care s-a întâmplat și ați observat că m-am și vaccinat. Probabil că are aceeași situație și vaccinul anticovid ca și celelalte vaccinuri. Nu totdeauna vor fi sceptici sau vor fi persoane care nu se vor vaccina. Faptul că din colectivul nostru peste 70% și-au declarat intenția de a se vaccina, înseamnă că noi avem încredere și speranță că vom reuși să punem capăt acestei epidemii. Alida Moise, medicul de la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitală, care în primăvară a fost în stare gravă din cauza COVID-19, a fost prima pe listă. Lista de programări este plină, se vor vaccina 65 de persoane și la fel în zilele următoare. Capacitatea momentană este de 65 pe zi. În funcție de momentele în care vom căpăta experiență, va crește această capacitate. Zeci de cadre medicale de la Spitalul Gerota au avut COVID-19. Primele cazuri au pornit de la un fost angajat al MEAI, care a fost internat acolo pe 5 martie 2020. Bărbatul a fost în Israel într-o excursie de 10 zile și s-a întors în 26 februarie. S-a simțit rău și s-a internat la spitalul cu regim special pentru polițiști. A negat când a fost întrebat de medici dacă a călătorit în străinătate. Plaje de lux transformate în adevărate gropi de gunoi în Indonezia după ce zeci de tone de deșeuri au fost aduse la mal de apele Oceanului Indian. Autoritățile indoneziene fac tot mai greu față unui eveniment care, potrivit specialiștilor, se produce an de an. Iar ceea ce îl favorizează este gestionarea deficitară a deșeurilor, lipsa de educație a populației și musonii, după cum spun experții internaționali. Așa arăta una dintre plajele de pe insula indoneziană Bali, după ce oceanul a adus la mal zeci de tone de gunoaie. Autoritățile s-au apucat să le strângă. În doar două zile au colectat între 60 și 90 de tone de gunoaie. Operațiunea de curățenie face însă cu greu față numărului mare de deșeuri aduse la mal de ocean. Nu este prima dată când plajele din Bali sunt sufocate de gunoaie. Imagini similare au fost surprinse și în alți ani. De asemenea, multe gunoaie au fost găsite și în apele oceanului. Decenii la rând, localnicii au folosit frunze de bananier pe post de ambalaje, dar ulterior au apelat la plastic, nu și la reciclare. Acum gunoaiele ajung frecvent în râuri, în gropi sau în ocean. Și turiștii aruncă munți de deșeuri. De la ei provine aproximativ 25% din totalul gunoaielor din Bali. Marea Britanie a început vaccinările și cu serul produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford, iar prima persoană care i s-a administrat vaccinul a fost un bărbat în vârstă de 82 de ani. Hi. Săptămâna aceasta, aproximativ 500.000 de doze de vaccin AstraZeneca Oxford vor mai fi utilizate. Până în aprilie, în spitalele din Regatul Unit, ar urma să mai fie livrate alte câteva zeci de milioane de doze. Acest vaccin va fi folosit în paralel cu serul dezvoltat de Pfizer și BioNTech. Spre deosebire de acesta din urmă, vaccinul produs de AstraZeneca are o eficiență mai redusă, estimată între 62 și 90%. Partea bună este că poate fi stocat și la temperaturi situate între 28 grade, în plus este și mai ieftin. Costel Alexe este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii cer în convințare urmăririi penale a fostului ministru al mediului și actual șef al Consiliului Județean Iași. Alexe e acuzat că a luat mită zeci de tone de tablă de la un combinat siderurgic. În schimb, combinatul avea alocate preferențial certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Gabriela Mihai are mai multe detalii și vine chiar acum în direct. Gabi, te ascultăm!
Bun găsit! Vorbim despre două acuzații în cazul fostului ministru al mediului Costel Alexe, luare de mită și instigare la delapidare. Susțin procurorii anticorupție că în perioada martie-aprilie 2020, fostul ministru al mediului Costel Alexe ar fi luat legătura cu un manager al unui combinat siderurgic din țară și i-ar fi cerut acestuia 22 de tone de tablă în valoare de 103.000 de lei. În schimb, fostul ministru al mediului i-ar fi oferit managerului combinatului siderurgic certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit, astfel încât să poată fi închis un depozit cu deșeuri neconforme. Astfel, Costel Alexe ar fi primit cele 22 de tone de tablă la sediul unei societăți comerciale care iar aparține unei rude de-a sa. S-a întâmplat acest lucru în două tranșe, atât în luna aprilie cât și în luna iunie. Și iată că în aceste momente Costel Alexe este în vizorul procurorilor anticorupție care au cerut președintelui României Klaus Iohannis încuvințarea începerii urmăririi penale pe numele său, o cerere trimisă la administrația prezidențială care conține atât referatul cu propunerea de începere a urmăririi penale pe numele lui Costel Alexe, cât și 10 volume din acest dosar. Vom vedea până la urmă ce va face președintele României Klaus Iohannis în privința acestei cereri de încuvințare a urmăririi penale pe numele lui Costel Alexe, făcută de procurorii anticorupție. După o săptămână de la startul campaniei de vaccinare, rata de imunizare a cadrelor medicale a fost în jur de 2000 de persoane pe zi, în condițiile în care ținta declarată este stabilită la o medie de 20.000 de vaccinări pe zi. Și dacă tot am bătut pasul pe loc timp de o săptămână, acum autoritățile vor să găsească tot felul de artificii pentru a grăbi vaccinarea. Așa că a doua etapă va începe înainte de a se termina prima. Astfel, în paralel cu vaccinarea medicilor din primă linie, se dorește începerea etapei care presupune și vaccinarea personalului și vârstnicilor din azilurile de bătrâni. Din păcate, organizarea campaniei de vaccinare lasă de dorit cel puțin deocamdată în țara noastră. Sunt medici care spun că s-au programat pentru a primi serul, dar fie au fost anunțați că nu mai există vaccin, fie că încă nu sunt funcționale toate centrele. Așa că ritmul zilnic al imunizării este mult mai lent decât în alte țări. E un început de campanie, o campanie care se desfășoară în acest moment în centre care acum au fost formate. Deci, ca orice început, din punctul meu de vedere, există destul de multe argumente pentru ca să cer toate lucrurile să nu fie unse. Ceea ce este foarte important este faptul că această campanie a început, că medicii și personal medical au acces în acest moment la centre de vaccinare și trebuie să spun că până în această perioadă au funcționat un număr mai mic de centre. Începând de astăzi, funcționează aproximativ 300 de centre din cele aproape 900 câte se vor deschide până la sfârșitul lunii, atunci când vom trece practic la vaccinarea grupelor la risc. De acum lucrurile vor merge mai bine, spun și medicii, iar până când va începe vaccinarea populației, totul va fi pus la punct și nu vom mai avea sincope. Însă este nevoie și ca populația să înțeleagă că trebuie să se vaccineze. Există o problemă de educație și de cultură. Cred că mass media a prezentat destul de clar necesitatea vaccinării, da, în masă. Acum, sigur că depinde de fiecare. Nu toată lumea poate să înțeleagă acest lucru. Eu sper ca în spitalul nostru un număr cât mai mare, eu aș spera ca toți pacienții, toți membrii personalului să se vaccineze. Avantajul spitalului nostru este că membrii noștri, colegii noștri, asistente, infirmiere, medici, au văzut ce înseamnă acest virus. Au văzut cum oameni de 30, 40 sau 50 de ani fără comorbidități au murit și au văzut cum un om se poate degrada în câteva zile. Autoritățile par relaxate și în privința testării. A fost o nouă zi în care s-au făcut extrem de puține teste, iar rezultatul a fost pe măsură. Din 9.550 de români testați au fost raportați ca fiind pozitiv 3.130 de oameni. De asemenea, au fost raportate 78 de decese provocate de SARS-CoV-2 în 24 de ore. 1.100 de pacienți se află în stare gravă în secțiile de terapie intensivă. De altfel, este un trend al scăderii numărului de teste în ultima perioadă. Iar autoritățile dau vina pe faptul că nu este cerere,
că au fost sărbători și tot felul de alte scuze. Deși ar trebui să știe cel mai bine că boala nu ține cont de sărbători, pentru că cifrele sunt îngrijorătoare. Chiar dacă avem puține teste și puține cazuri raportate, la un calcul scurt observăm că avem o rată de pozitivare de 30%. Declarații halucinante despre pandemia de COVID-19 făcute de Dorel Vișan într-un interviu pentru un site din Cluj. Marele actor crede că virusul SARS-CoV-2 a fost creat în laborator, că femeile vor fi sterile peste 14 ani, iar extraterestrii vor repopula Pământul. Se pare că societatea noastră, lumea noastră modernă, niște oameni irresponsabili, care se numesc savanți, vor să umple la ADN și să bage informații, să-l atașeze pe om la telefon. Actorul Dorel Vișan este convins că virusul SARS-CoV-2 a apărut în laborator, că savanții vor să schimbe ADN-ul oamenilor și că în câțiva ani femeile se vor steriliza. Actorul susține că extraterestrii au repopulat planeta și vor face acest lucru din nou. Spuneau ăștia că dacă vor umbla la ADN-ul, deci la celula primară a vieții, cam prin anul 2035, femeile Pământului se vor steriliza. Și atunci va trebui să se întâmple un lucru cum s-a întâmplat și în alte epoci. Să vină străinii să refacă viața. Să crede că s-a mai făcut treaba asta. Străinii din extraterestri. Extraterestri. Deci există viață și în altă parte. Dorel Vișan susține că dacii au inventat acupunctura. În credința mea, chinezii au făcut acupunctură cu mii de ani după noi, după daci, după getodaci. A fost un studiu pe YouTube sau nu știu pe ce, care se numea Locul etnomedicinei în spațiu carpatic, care s-a retras, nu mai îl găsești. Eu am avut inspirația și l-am copiat acum vreo 12 ani. Și în acest studiu, savanți români și străini, e vreo 120 ceva de pagini, în afară de faptul că sunt toate plantele și folosirea lor pentru toate bolile, sunt și niște explicații că despre aceste lucruri a vorbit Platon în dialoguri. Dorel Vișan a jucat în aproape 100 de roluri în teatru și film. A obținut mai multe premii naționale, printre care și Ordinul Național Serviciul Credincios. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie nu ține cont de reguli. Teodosie i-a invitat pe toți enoriașii la slujba de bobotează care se va desfășura în portul Tomis, unde vor fi aruncate în mare și tradiționalele cruci. Dacă ne ascundem de sărbători, semnează că vrem să fim miruiți de boală. Pentru că vrem să viruiem boala cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că sărbătoarea darurilor, sărbătoarea sfințeniei, multe raze de sfințenie vor fi mâine și poimâine asupra apei care se sfințește și asupra oamenilor care vin la această sfințire. Așa că Teodosie nu ascultă de nicio regulă de protecție și a pregătit slujba de bobotează ca în fiecare an. Să vină și poliția să verifice dacă sunt sau nu respectate regulile, spune arhiepiscopul Tomisului. Vom face procesiune în portul Tomisului este foarte larg ca oamenii să nu stea înghesuiți, le dăm și toate instrucțiunile, invit și jandarmeria și poliția să fie printre oameni ca să păzească toate regulile, iar noi ne facem slujba ca fiecare an, pentru că slujbele nu se schimbă în pandemie, ci rămân aceleași. De asemenea, Teodosie a mai spus că preoții din Constanța vor merge în casele oamenilor cu botezul Domnului, singura diferență față de anii trecuți fiind obligativitatea de a purta măști și mănuși. Nici tradiția aruncării crucilor în mare nu va fi trecută cu vederea, deși e pandemie. Cele trei cruci vor fi aruncate însă în portul Tomis și nu de pe faleza cazinoului.
Simona Halep le-a făcut fanilor săi o mare surpriză. Chiar la început de an, românca, ocupanta locului secund în clasamentul mondial, a făcut un antrenament în direct pe internet. Halep se antrenează în această perioadă pentru primul Grand Slam al anului, cel din Australia, care va debuta pe 8 februarie. Pregătirea Simonei Halep pentru Australian Open 2021 a intrat în linie dreaptă. Românca este în plină perioadă de pregătire pentru a participa la primul Grand Slam al anului. Și a ținut să le facă o surpriză fanilor. A făcut un antrenament online. Halep va ajunge în Australia la jumătatea lunii ianuarie și va sta în carantină timp de 14 zile. Din cauza restricțiilor de pandemie de coronavirus, singurul care îi va fi alături la turneu este antrenorul Darren Cahill. Australian Open 2021 este programat să se desfășoare în perioada 8-21 februarie. Cea mai înaltă performanță a Simonei Halep la Australian Open este finala jucată în 2018. Anul trecut a fost eliminată în semifinale de Garbiñe Muguruza. Final de an cu succes privind negocierile în domeniul investițiilor între China și Uniunea Europeană. După numai puțin de 7 ani, Uniunea Europeană și statul asiatic au anunțat la finalul anului trecut finalizarea negocierilor pentru semnarea unui tratat bilateral în domeniul investițiilor. Negocierile s-au finalizat printr-o videoconferință la care au luat parte președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Charles Michel, președintele Consiliului European, președintele Chinei, Xi Jinping, Angela Merkel, cancelarul Germaniei și Emmanuel Macron, președintele Franței. Uniunea Europeană și China au finalizat cu un acord de principiu negocierile pentru un acord în domeniul investițiilor. Este vorba de un acord mai echilibrat pentru oportunități comerciale și de afaceri. Uniunea Europeană are cea mai mare piață unitară din lume. Suntem deschiși activității de afaceri, dar suntem atașați reciprocității standardelor concurențiale egale și valorilor, a precizat Ursula von der Leyen. Acordul va deschide noi oportunități de afaceri firmelor europene și chineze dintr-o gamă largă de sectoare pe piața chineză, respectiv pe cea unică europeană. Acordul va crea piețe mai mari și un mediu de afaceri mai bun pentru companiile chineze și cele din UE. Finalizarea negocierilor arată determinarea și încrederea Chinei spre a se deschide și astfel va fi stimulată revenirea economiei globale în urma pandemiei de coronavirus și va fi promovată globalizarea economică și comerțul liber, a declarat la rândul său liderul de la Beijing. Companiile europene vor avea un acces mai bun în domenii precum producție, inginerie, servicii bancare, contabilitate, imobiliare, telecomunicații și consultanță. Acordul conține și angajamente importante în domeniul mediului și climei, inclusiv de implementare efectivă a acordului de la Paris. Scandal în Polonia pe tema campaniei de vaccinare împotriva coronavirusului, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora mai multe celebrități nu și-au mai așteptat rândul și au fost vaccinate înaintea cadrelor medicale. Asta deși medicii și familiile lor sunt prioritari în prima etapă a campaniei de vaccinare. Pe lista celor care au beneficiat de vaccin înaintea medicilor se află preponderent personalități din domeniul artei și culturii, dar și un fost prim-ministru al Poloniei. Printre cei care au beneficiat de vaccin înaintea medicilor se află mai mulți actori, o cântăreață și un moderator TV. Pe listă se mai află însă și Leszek Miller, fost prim-ministru al Poloniei în intervalul 2000-2004. În total, 18 celebrități au beneficiat de vaccin, deși guvernul polonez stabilise o altă prioritate. După apariția în presa informațiilor, una dintre personalitățile vaccinate a postat pe pagina ei de Twitter un clip în care a precizat că, de fapt, a fost invitată de un medic să se vaccineze, iar ea a acceptat întrucât nu voia ca doza de vaccin să se irosească. În plus, a mai recunoscut actrița, de vaccin a mai beneficiat și tatăl ei. Ulterior, ea a precizat că nu și-a închipuit că va izbucni un scandal pe această temă, dar că acum se simte rușinată de gestul ei. Și alte personalități au dat vina pe Universitatea Medicală din Varșovia, instituția responsabilă cu campania de vaccinare. Potrivit vedetelor, universitatea a fost cea care i-a invitat pe toți să se vaccineze. Ba un actor a dat vina chiar pe propriul teatru, pe care l-a acuzat de complicitate cu universitatea. Premierul polonez Mateusz Morawiecki a confirmat că, într-adevăr, universitatea a invitat vedetele să se vaccineze, astfel încât să devină ambasadori ai campaniei de vaccinare.
Tot Mateusz Morawiecki a mai precizat însă că încălcarea regulilor nu poate fi justificată și că va demara o anchetă. Scandalul vine într-un moment în care situația epidemiologică din Polonia nu este tocmai bună, țara numărându-se printre cele mai afectate de pe continent. Până la această oră, Varșovia a raportat peste 1,3 milioane de infectări și peste 29.000 de decese, al șaptelea cel mai mare număr de pe continent. La fel ca majoritatea statelor membre UE, Polonia și-a început campania de vaccinare pe 27 decembrie, primele vizate fiind cadrele medicale care îngrijesc pacienți cu COVID-19. Situație delicată pentru un post de televiziune din regiunea rusă Kaliningrad după ce Vladimir Putin a apărut cu doar jumătate de cap în timpul discursului de anul nou. Conducerea postului a pus eroarea în seama unor probleme tehnice și a transmis scuze pentru această situație, însă nu adresate lui Vladimir Putin, ci doar telespectatorilor. Așa arăta capul președintelui rus Vladimir Putin în timpul celui mai lung discurs de anul nou pe care l-a susținut până acum. După ce angajații postului de televiziune și-au dat seama de problemă, au oprit difuzarea discursului, atât la televizor cât și pe internet, punând muzică în loc. Postul de televiziune a pus eroarea pe seama unei probleme de natură tehnică. Asta deși cu doar câteva minute înainte difuzase în direct și discursul guvernatorului regiunii Kaliningrad, fără să fi întâmpinat probleme tehnice. Ulterior, conducerea postului și-a cerut scuze pentru situație, însă nu față de Vladimir Putin, ci doar față de telespectatori. În plus, a anunțat demararea unei investigații pentru a determina ce s-a întâmplat și pentru a-i pedepsi pe cei vinovați. Apar tot mai multe cereri pentru Ministerul Educației să redeschidă școlile odată cu reînceperea cursurilor de la 11 ianuarie. Solicitări care vin în contextul în care noul guvern nu a anunțat clar nici până acum care este modalitatea în care elevii vor învăța odată ce vacanța de iarnă se încheie. Dar aflăm noutăți chiar de la Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Este în legătură telefonică directă și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună seara! Domnule ministru, ne auzim? Bună seara! Eu pentru interesul acordat unui subiect de maximă importanță pentru întreaga societate. Absolut. Ne interesează în primul rând să aflăm care sunt ultimele noutăți în ceea ce privește debutul semestrului 2. În ce condiții vor reîncepe elevii cursurile? Dacă îmi este iertată această afirmație, și eu aș fi interesat în ce măsură un post de televiziune ne poate oferi informații despre situația epidemiologică la finalul lunii ianuarie. Nu absolut, știu, nu se poate să deci, furnizăm aceste hai date. Hai să facem o serie de clarificări necesare da, și așteptate. Bineînțeles, domnule ministru, eu v-am întrebat în contextul în care bănuiesc că aveți ședințe de lucru și aveți mai multe ipoteze, mai multe variante luate în calcul. Așa este, așa este. În urma discuțiilor de astăzi, discuții purtate cu cei mai mulți factori implicați în procesul de învățământ, discuții purtate cu decidenți din Consiliul Național pentru Situații de Urgență, cu Ministrul Sănătății, cu coordonatorul campaniei de vaccinare, au reieșit următoarele. Reiau declarația conform căreia, în calitate de ministru al educației, îmi doresc redeschiderea cât mai grabnică a școlilor. Aceasta se va face în funcție de doi parametri esențiali. În primul rând, evoluția situației epidemiologice. Este prioritară starea de sănătate a copiilor, elevilor, studenților și profesorilor. Această situație o vom putea avea undeva la mijlocul jumătății, la mijlocul lunii ianuarie, ca urmare a celor pe care le-am văzut cu toții cu privire la derularea vacanței de iarnă, este vorba de sărbători de Revelion. Deci vom avea această situație a numărului de infectări cu speranța că el nu va crește semnificativ. În același timp, am solicitat astăzi, prin inspectoratele școlare, tuturor școlilor din România și de asemenea am solicitat tuturor universităților, cu termen 15 ianuarie, ora 16, o raportare numerică cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din învățământ. Personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic. Vom avea tot la jumătatea lunii ianuarie și această raportare. Cu aceste elemente pe masă, împreună cu cei îndreptățiți să se pronunțe cu responsabilitatea asupra unui subiect de maximă importanță, vom lua o decizie.
în decizie vom ține seama cu siguranță și de măsurile pe care alte state le adoptă în situații asemănătoare din perspectivă epidemiologică. În decizie vom ține seama și de specificitatea sistemului de educație, lucru care se va reflecta în rezultatele raportărilor pe care le-am solicitat tuturor inspectoratelor școlare cu termen 11 ianuarie cu privire la elevii aflați în situații de risc în urma derulării procesului de învățământ online. Bun, domnule ministru, toții că sunt neajunsuri, va trebui să avem o imagine reală asupra amplorii acestor neajunsuri pentru a putea interveni prioritar acolo unde este nevoie mai multă și mă refer la școlile dezavantajate, mă refer la elevii claselor a 8-a și a 12-a care vor avea examene naționale. Această analiză, spuneți, va fi efectuată la mijlocul lunii ianuarie. De aici nu pot să deduc decât că în primă fază școlile vor reîncepe în sistem exclusiv online. Dacă la mijlocul lunii veți efectua această analiză, iar școala începe peste exact o săptămână. Nu am găsit mijloace de schimbare a calendarului. El funcționează de câteva mii de ani și este același. Deci, rezultate cu privire la numărul de infectări, după vacanța de iarnă, vom avea după jumătatea lunii ianuarie. Deci școala începe în sistem online, domnule ministru, nu? Deci școala va începe, va continua în semestrul 1 în sistem online și ne dorim cu toții să putem avea cel de-al doilea semestru în format clasic. Ne dorim să avem școală în format clasic în semestrul 2, în așa fel încât să putem introduce acțiuni remediale pentru a recupera din pierderile pe care le-am suferit cu toții pe parcursul primului semestru. Am înțeles. Deci, practic, după această analiză puteți să ne furnizați date concrete cu privire la redeschiderea școlilor, însă aveți în momentul de față un indice de infectare luat în calcul pentru anumite localități? Aveți o strategie, nu știu, de redeschidere totală a unităților de învățământ sau doar în acele localități unde rata de infectare este una scăzută? Nu știu, mă refer la modul în care se acționează în ceea ce privește Horeca, de exemplu. Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Cu siguranță vom lua în considerare orice scenariu, că este vorba de prioritizare pe nivele de educație, prioritate acordată celor mici, că este vorba de prioritate acordată în zonele cu o rată de infectare mai scăzută. Nu exclude niciun scenariu, orice scenariu va fi luat în considerare numai și numai în urma acestei analize. Vreau să discutăm puțin și despre disponibilitatea cadrelor didactice de a se vaccina. Înțeleg că ați cerut date concrete cu privire la acest aspect. Ce informații aveți până în acest moment? Cam cât de deschiși sunt dascălii să se vaccineze? Sunt foarte optimist cu privire la nivelul de înțelegere a situației reale în rândul personalului din învățământ. Această raportare, sper, să fie o confirmare a optimismului pe care îl manifest. Oricum ar fi, o vaccinare a personalului din învățământ, indiferent la ce nivel, va reduce șansele de infectare și de transmitere a virusului. Sigur că ne dorim să fie o rată cât mai mare, dar, repet, disponibilitatea este la aprecierea fiecărui cadru didactic. Noi promovăm această campanie de vaccinare, noi promovăm site-ul oficial al Guvernului, în care se regăsesc informații reale, corecte și complete despre campania de vaccinare și ne dorim să fie bine și corect înțelese de cei mai mulți dintre colegii noștri din educație. Cam când ar începe vaccinarea cadrelor didactice și a personalului din învățământ? În urma acestui rezultat îmi exprim încrederea că personalul din învățământ va avea prioritate în procesul de vaccinare, o prioritate conformă cu importanța educației, o prioritate conformă cu așteptările societății în ceea ce privește redeschiderea școlilor în format clasic. Polițiștii fac cercetări la Spitalul de Urgență Floreasca din București, unde cadavrele a doi pacienți morți de COVID au fost încurcate. O familie a primit și îngropat trupul altei persoane. Pe fir au intrat și procurorii care au deschis o anchetă pentru neglijență în serviciu.
Totul a ieșit la iveală când o familie din capitală a mers luni dimineață la Spitalul Floreasca să preia trupul neînsuflețit al unui bărbat mort de COVID. La morgă, familia a fost informată că decedatul a dispărut. S-a bănuit că ar fi o greșeală sau ceva. Nu l-am recunoscut. Dânsii nu primiseră răspuns, au zis de la IML-ul. Am ieșit afară, m-a sunat fiica mea că nu l-au găsit nici la IML-ul. Atunci am intrat și am spus, mi-au spus că da, am primit și noi răspuns, dar ce să zic, doamnă, poate s-a dat la altă familie. N-ai cum să încurci cadavrele, înseamnă că nu ești de meserie, eu așa consider. Înseamnă că ești un om, să vin să-mi ridic tatăl, să-l mormântez și să nu pot. Conform procedurii, când un pacient decedează, îi se pune o brățară de identificare. Angajații de la morgă, când predau pacientul, trebuie să verifice dacă datele corespund celor de pe brățară, iar familia trebuie să recunoască decedatul. Din primele cercetări pe care au fost efectuate, că acestei familii s-ar fi dat alt cadavru. Rămâne acum de stabilit dacă acest lucru s-a întâmplat dintr-o eroare de identificare, cadavrul urmează să fie exhumat și dat familiei. Pe lângă ancheta procurorilor, este și o cercetare internă deschisă de conducerea spitalului, care vrea să verifice de ce nu s-a respectat procedura. Răspunderea poate fi administrativă sau chiar penală.